în acest demers. Suntem nemulțumiți de faptul că guvernul Cioloș nu a avut suficientă tărie în a aborda cu seriozitate reforma în sănătate. Drama de la colectiv ne-a scos la suprafață și vedem din anchetele pe care le prezentați dumneavoastră mass media dezastrul din sănătate pe care îl cunoaștem. Aici cred că era rolul actualului guvern de a începe un proces de reformă sănătoasă. În rest, a fost un guvern de tranziție care a încercat să împace pe toată lumea, și pe cei din PSD și pe cei din PNL.